Candidații giurgiuveni pentru un post de deputat sau senator au pus mare accent pe actuala campanie electorală. Au arborat multe banere și au distribuit afișe, au susținut discursuri și s-au deplasat prin municipiu pentru a sta de vorbă cu cetățenii. Totul pentru a se face cunoscuți în rândul electorilor. Fără prea multe rezultate însă, pentru că cei mai mulți alegători vor merge la urne în necunoștință de cauză sau nu vor merge deloc. Nu-i cunosc. Nu știu cine sunt. Habar n-am. Puțin. Nu pe toți. Prea mă interesează politic. Nu cunosc pe nimeni. Nu. Nici despre îndatoririle unui parlamentar giurgiuvenii nu știu prea multe. Un lucru este sigur, senator ori deputat trebuie să facă bine în viziunea acestora. Să lupte pentru populația asta amărâtă a Giurgiului. Țin mai mult cu poporul, cu țara, cu asta, să facă un viitor mai bun la copii, la tineret, să se bătrâni să le asigură și totul la fel. Un serviciu sau o pensie să mai lumărească, nu s-ajunge. Domne, intră toți pentru beneficiul lor, nici de cum al populației. Vă spun clar asta. Ce cred toată lumea? Mai bine să fie bine pentru toată lumea. Prima dată să aibă bine, ca să fie parlamentul bine, prima dată trebuie să fie lumea bine. Dar ei sunt bine și lumea rău. Giurgiuvenii mai au totuși câteva zile la dispoziție să-și cunoască candidații din colegiile în care locuiesc. Pe ultima sută de metri măcar vor afla cine le va face binele și în ce va consta acesta.